Iubitorii de cultură au avut parte de un mărțișor special. Sala multifuncțională a Muzeului Municipal a găzduit vernisajul expoziției de pictură Câte visuri și câte primăveri a artistei venezuelene Yasmina Moscovici. Subiectul acestei expoziții au fost florile, iar cele 41 de lucrări au fost realizate în ulei pe pânză. Pentru mine este foarte importante, mulțumesc, pentru că eu vreau că persoana din Curtea de Argea mă cunoască mai bine. Și pentru că este o lucru că am făcut aici, la Curtea de Argeș. Prima că am venit aici, eu am făcut expoziție la Centro de Cultura și Arte Toperciano. Și acum am reușit să terminat niște tablouri și sper că va plac. Că l-am făcut de inimă. Yasmina Moscovici și-a aprofundat cunoștințele studiind istoria artelor la Londra și Paris și a participat la diferite expoziții și ateliere de pictură în Caracas. Aici, unde ne aflăm, a venit primăvara și nu întâmplător, pentru că și nu a venit, a fost adusă de artistul plastic Yasmin Moscovici, concetățean al nostru de 2 ani. Da. Și foarte bună prietena noastră. Yasmin vine la muzeu cu un număr de 41 de lucrări, de flori. Și cu greu m-am abținut când le-am pus pe pereți să nu remarc că doamna Yasmin lucrează mai mult cu inima și aproape microscopic. Valoarea operelor Yasminei Moscovici a fost apreciată dincolo de granițe, mărturie în faptul că are lucrări expuse în SUA, Israel, Elveția, Columbia și România. O parte din tablourile sale cu temă religioasă au fost alese pentru a fi expuse în prestigiosul Salon de Artă Sacră din Caracas, unde participă pictori străini recunoscuți pe plan internațional. Artistul plastic Yasmina Moscovici s-a stabilit în România în urmă cu 2 ani.